Ziua de 15 ianuarie, ziua nașterii marelui poet național Mihai Eminescu, a fost comemorată la Seminarul Teologic Liceal Ortodox Sfântul Mitropolit Dosoftei din Suceava, prin mai multe activități desfășurate la nivelul unității de învățământ. Dimineață, după săvârșirea Sfintei Liturghii, elevii seminariști au vizionat mai multe prezentări video legate de viața, activitatea și opera marelui poet român. După aceea a venit rândul lor ca, în cadrul unei sesiuni de comunicări, să aprofundeze cele care le-au fost prezentate. O parte dintre membrii corului seminarului au cântat anumite piese pe versuri de Eminescu, iar alți câțiva elevi seminariști au recitat poezii de ale lui Eminescu și despre Eminescu. Ziua comemorativă s-a încheiat prin săvârșirea unei slujbe de pomenire pentru marele poet român. Una pe cer trece așa sfântă și clară, ochii tăi mari caută-n frunza cea rară. Stelele nasc umezi pe Ziua de astăzi, de 15 ianuarie, devine un prilej pentru școală ca furnizoare de educație în genere și pentru școala teologică în special. Fundamentul acesta al respectării contemporanilor și al prețuirii și pomenirii înaintașilor. Momentul acesta se constituie într-unul din momentele în care oferim modele practice pentru elevii noștri care să aibă repere dincolo de partea sau latura teoretică a disciplinelor de studiu și aceasta care ne apropie mai mult de Dumnezeu și de ceea ce a fost Mihai Eminescu. Avem un model la rândul nostru, noi generațiile mai mari, în persoana doamnei eminescolog Zoe Dumitrescu Bușulenga, trecută la cele veșnice cu numele de Maica Benedicta, cea care avea obiceiul arhicunoscut de maicile din Mănăstirea Voratec, înainte de a intra în viața monahală, de a aprinde întotdeauna o lumânare pentru sufletul fratelui Mihai. Dincolo de gestul acesta reținem noi, cei care venim din urmă, în timp, că fără a ne prețui înaintașii și fără a le face pomenirea, nu vom avea niciodată conștiința aderenței la neam, conștiința rădăcinilor și a valorilor și acestea sunt lucruri importante în formarea tinerilor elevi. Oricât ne-am raportat la Eminescu și oricât de corect am face-o, rămâne mereu aici ceva neclar. Ceea ce este pentru noi excepție era pentru el normalitate. Noi îl numim geniu, iar el se știa om și se vroia așa.